Ia uite și tu la ea. Ce sunet. Ia uite. Mamă, ce aici și tu vrei să pornească asta o țiști? Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Azi vom face la garajul lui Costian. Suntem în garaj. Schimbăm aici. Da, salut și eu. Ce trebuie să schimbăm? Filtre? Filtre, ulei. Filtre, ulei, de toate. Filtre, ulei. Pentru că o pregătim de dat mașina. Nu le spun, nu le spun. Dat cui? Să le spun și cui? O spună dămii. Ha? Așa vezi? Sau nii? Sau ție, s-o dau ție. Bravo, zălezi. Fraților care vreți să cumpărați, veniți cu oferte cât mai mari ca acolo. Bă, dacă lasă cineva o ofertă bună aici, cum să nu? Nu, că deja am promis. Secunda 2. Am promis deja, nu mai am cum. Și chiar aș vrea să-i întreb aici și să ne lase aici în comentarii. Cam două variante care îmi plac de mașini. E 6-le, modelul nou, sau GLE-ul. Am pus și la poveste pe Instagram. Modelul vechi. Da. Ăla nou. Ăla nou e vreo 135.000, 140.000. Și nu mi-e... Modelul din 2019. Eu zici tu, da, uite muște ce are aici. Normal. Adică sunt normal să face vierme acolo, dacă nu, a? Da. Nu m-a spune mâncat și pește de aici. Păi, eu am mâncat un jernin, eu m-am să amintiară. Și gust ave. Am mâncat un vierme la căsuță dintre ăla. Vierme din rășină. Avea gust la rășină, nu-i da, da, exact. Avea gust de tămâie, a? Dar că e bun. Vezi că e bun. E bun, da. Comers, îți dai seama. Comers. Ce facem azi? Mergem la căsuță să dăm la alea... Mergem la căsuță să dăm de mâncare la animăluță. Să vedem, Sasha mi se pare că e scapată. A scăpat? Da. Nu știu dacă a fost azi cineva la căsuță. Adică dintre vizitatori. Cred că au fost, dar... Așa și... E cu duș și întors, că uite, se poate pune și ploaie. Da. E deja cam nori. De vreo 15 zile plouă în continuu. Bă, da, mă, chiar m-am săturat de ploile astea. Da, serios. Când vreau și noi să facem treabă, să alea, gata, plou. Dar nu, ne vine, urât. Ne vine chef de treabă numai duminica, exact. Și când e sărbătoare. Da. Deci, fraților, lăsați-mi aici în comentarii și ziceți-mi. Modelul nou sau GLE-ul? Până în Crăciun aș vrea să... Și veniți cu detalii, de ce ăla, de ce ăla, de ce ăla, de ce nu ăla, tot așa. Păi, mi-e sincer, când zici Mercedes, zici Mercedes și restul. Adică, nu? Adică, de la Mercedes încolo, parcă nu prea mai contează zică mașini. Dar mulți o să zică, nu, domne, că BMW-ul e mai sport, e mai... BMW-ul e mai rigid. Da, uitați-vă la X6, la modelul ăsta al meu. Uite, are, pentru cine nu știe, n-are 5 locuri și are... Are decât 4 locuri pentru cine nu știe, adică nu prea poți să stai. Aici n-am mai găsit niște vin, niște alea, dar nu băgați în seama. E cam înghesuit așa. E înghesuit. Cât e el din mare. Pare foarte mare, da? Da, înăuntru nu e chiar așa de spațios. Dar nu e deloc spațioasă. În față, da, ai. În față, da, că îți dai scaunul până unde vrei, când vrei. Oricum. Dar o să știi, dacă ți iei mașină de aia, nu o să mai trebuie să te gândești așa. Nu mai are soft class, sau cum se numește ăla. Are de ăla, cum le-ai lăsat așa să duci singură și când a venit aici o trage, pac. Așa cu dai cu ea. Acum trebuie să o împingi. Bă, trebuie, că de 3 ani de zile de când... 3 ani o ai? De 3 ani, da. De păi când nu am. E mult, nu? Trebuia să o schimb de anul trecut. Păi de-o, trebuia, dar na. Da, dar mi-am place. Îmi place, dar parcă mai mult îmi place toare. Și mie parcă îmi place mai mult a ta, parcă se înfige mai tare a ta. Se înfige mai tare, mai trage altfel. Asta e... parcă e mai puturoasă, așa, mai... E foarte puturoasă. O fi și mai grea. Are 2 tone jumate. Nu știu, aia poate are numai 2 tone, sau cum se va zia. Nu, dar eu n-am mers și cu aia și cu asta. Aia chiar se înfige asta a ta. Asta că n-ai băgat piciorul în ea. Bă, dar știi ce am pățit în București? Ce ai pățit? M-a luat o roznă mașina. Cred că să fac, da, zis. Să fac accident. Când am acceleratul la semafor, s-a prins accelerația în preș. Am pățit-o și eu de vreo 2 ori. Bă, m-a lipit de scaun în spate, nu știu. Rachetă! Ce... Rachetă! Am dat în frâne, am îngenunchiat-o, ia uite și tu, după 20-30 de secunde, uite-te și tu cum faci, cum plăteam mașină, făceam mașină nouă lui Tiberiu. Da, dar și eu am pățit-o, tot așa mergeam, nu știu cum am dat, m-am împins în scaunul ăla și s-a dus preșul la accelerație. Orghește, nu știam cum să mai opresc.
Da? A fost prima oară, ne-am dat seama. Bă, dar nu știam, mă, m-a lipit de scaun, bă, ce mă, nebunii mașina, frate, am luat o razna. Să le spunem oamenilor ce voiam noi să facem azi? Ha? Dar nu cred că putem să s-o pornim pe aia. Azi vreau să pornim speranța verdică albastră. Balena albastră, mă. Balena albastră. Balena albastră. Balena albastră vreau să o pornim. Vreau să ne jucăm o leacă cu ei, dar... Da. Și vrei să o încercăm să o pornim? O încercăm să vedem, pornește, numai că trebuie să luăm bateria, să o dăm jos. Hai să mergem și mergem la căsuță cu ea. Trebuie să mergem prin hârtoapă. De ce? Păi mergem prin hârtoapă, Mi-am dat seama, dar te întrebam. Mergem prin hârtoapă pentru că asta e mașină de hârtoapă, știi? Asta nu e mașină de oraș. E de câmp. E de câmp. Și stai aici săraca de... Cred că are aproape 2 ani, are un an sigur. Dar când ai pornit-o ultima oară? Nu mă știu, am vrut să o vând. Am vrut să o vând la cineva, a venit o scândă vreo 500 de lei pe ea. Și s-o chinuie să o pornească cu fratele meu, îmi dăduse banii dinainte, dacă mă înșel. Vreau așa, dedicea banii, pac, pac, i-am băgat pe un buzunar, am plecat, îmi dau jumate lui Cornel, că na, e luat-o cu Cornel, aha, două, aha. Dau banii lui Cornel, așa, și mă sună. Dar nu pornească aia? Dar după în bateria la sper de cheiul ea. A, bă. Dar trebuie să știi cum să pornești, ar putea să separa pentru... Păi da, și când a venit omul ăla să o cumpere și nu a putut să o pornească? El dădea de chei, de asta nu pornea mașina. Păi și tu nu erai acolo? N-a, n-a vrut să o dea, mă, cred. Păi, era, bă. Ia, bă, să-i punem o baterie. Hai, ești furios, să-i băgăm și pe înzânt. Ia, hai să-i punem. Și așa... Eu am fost în... Eu am fost între timp la Bucuși și am cumpărat aici și niște 20 de litri de benzină. Costele, da. Punem în aia cât punem ca să vedem dacă pornește sau aia nu are deloc, bănuiesc, a? Eu pun la 2-3 litri, 5 litri, nu știu, de benzină. Hai, mai băgăm 5. Trebuie. Și e exact ce trebuie. Și e bateria după rover. E bateria asta? Da. O fi bună și asta. Dar ce are să nu fie bună? Pornea. Băi, mă mir că mai merge mașina asta încă ăla. Da. Da. Puternică, trebuie cheie. Când am fost atunci la piatră, am crezut că atunci e sfârșitul ei. Băi, norocul mai... E sfârșitat-o, frate. A pus Costel mâna pe ea și a făcut-o. Dar ce, mă, nu iese asta de aici? Nu iese. Uite, tu? Hai că am scos și bateria de aici, hai cu eu. Vrei să ia tu benzina. Uite canistra acolo. Băi, dar cum deschid asta? Păi nu mai merge. Dar ce vrei să deschizi? Am luat bateria și nu mai... Mamă. Bună treabă, faci. Ia vezi că poate faci cum am făcut cu drona. Exact ceva gen. Trebuie să faci o furtună. Să bagi benzina în ea? Să bagi benzina? Da. Hai să vedem dacă e. Bă, păi ce să pornească asta, bă, că asta a crescut iarbă în ea. Pornește. Zici tu? Ia uite, vezi acum e. Ce ai, bă, ea a crescut iarba prin motor, bă. Ia uite și tu ce are de iarbă pe aici. Chiar sunt curios, ia să o desfac. Ești nebun, asta are și acte și tot. Mamă, ce cald e aici. Așa. Ia să vedem. Bă, cum vrei să pornească asta? Cred că nici motor n-are. Are mai motor. Da? Da, am făcut niște drifturi. Ia vezi dacă e. Mamă, ce e aici? Și tu vrei să pornească asta? Uite, ești... Ce să-ți dau? Bateria? Bateria aici. Ha? Era să pun tot bidonul. Singur bun am pus. Hai băgat jumate? Aproape. Lasă o să aibă de unde să tragă. Păi hai să-i facem plinul. Da. Bă, iatule, tu vezi și aici, oi? Bă, a crescut iarba. Bateria? Deci n-ai cum așa ceva. Cum o să crească iarba? Dar unde s-a șelit?
Bornele? Da. Vezi vreo boarnă pe aici? Serios, vezi vreo boarnă? Ia ridicul. Bă, cred că i le-a luat costelul pentru alta. Uite, am găsit una. Hmm? Și unde e cealaltă? Una e. Bă. Unde e cealaltă bornă? Unde vrei tu să mergi cu asta la drum? Uite-o aici. Uite-o că are. Ia, dacă țin-o de ea. Stai să vedem, ăsta e minusul. Așa, bun așa. Asta e plusul, nu? Da. E invers, trebuie. Că n-ajungi, stai așa. Uite așa, aici. Dar n-ajungi. Stai și n-ajungi. Ajunge. Stai, pun așa. Uite așa o pun. Păi tu chiar crezi că o să mai pornească asta? Eu am speranță. Știi cum e? Speranța moare ultima. Dar moare și ea. Ia să vedem. Așa îi punem numele ăștia, Speranța. Speranța. Hai să-i dăm chin. Ia. Ce să mai pornească asta, iau cum face. E prăjită asta. Serios? Da, și-și punea coada la filtru și nu mai trăgea. Da. Ia! Dar de când e nepornit asta? De vreun an, nu știu ceva. Faci pedal la ambreiaj? Da. De ce? Scara aia.
băi, gardul. Lasă-o, mă, gata, ui. Ai dat în gard cu ea. Ai zgâriat-o. Dar asta se ambalează singură? Da. Vai, nu cred. Hai de capul. Acolo. A rămas suspendat. Mamă. Ia. Mă, ce are, ia foc? Bă, dar cum se ambalează singură? Da, e nervoasă. E nervoasă, hă? Bă, hai, hai să o scoatem de aici. A rămas suspendată, da. Dar dă-i în față un pic. Dă-i un pic în față. Hop, 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 hop. Dă-i spate acum. Cred că o poți să o scoți. Fua. Dacă deschizi capota aici, cred că e jale. Ei, nu cred. Ai omorât iar băia din ea. A, bă, de asta nu știu. Ia să vezi și aici. Să te ții. Să mă țin. Ferească. Ei, nu. E acceptabil. Mamă. Hai să aducem tractorul. Ha, bă, dar las-o aici, ui. Vrei să mergem la, vrei să mergem la căsuță cu ea? E, nu știu. Ha? Ia uite, deja, ia uite și tu ce ai făcut, ui. Deja ai rupt bara asta. Dar are bara de stabilizare. Are bara de, a, dar nu, că era ruginită. Și era asta. Da, o flegmă. Băi, dar iese, băi. Dacă dai în față și după aia dai tare, iese. Nu, nu, nu iese. Păi, dar ieși atunci dacă nu... nu... Păi, ieși din viteză. Hai că mai încerc eu, eu vezi. Ia. Ia mai de o talpă. Au. Dar dai în față aici până în gard. Dar mai în partea asta dacă poți te dai cu ea. O ia la sfer, băi. Dar dai în față ca să... Mamă.
ferească! Bă, dar cum s-aude, ăi! Ia uite și tu la ea! Ce sunet! Ia uite! S-a îmbalează singură, ui! La bine e nervoasă! Gata, las-o! Las-o! Hai să vedem ce-a făcut! Ce-a făcut Costel acolo, la filtrele alea, că a găsit șobolan acolo! Ia uite și tu ce iese din ea! Vezi, eu bateria, dacă nu mă mai facem ceva? Da, eu știu, mergem la căsuță. Da. Încă mai merge. Hai să zicem. Hai. Da, domn Costel. Ai zis că ai găsit șobolan ceva? Nu e bine tu. Am curățat aici. Uite acolo. Am cum ar da filtrul tău. Fai de capul meu. Mamă, halul ăsta. Dar pe de asta îmi trage. Oare? Da. Normal. Uite, zici tu. Uite, dacă. Uite, uite, uite. Nu mai scutura aici, ui. Nu știu ce-s din ea. Băi, ești nebun. Așa s-a făcut filtrele astea după o jumătate de an. Dar băgat-o pe la căsuță pe acolo, prin toată pădurea, prin elea. Deci când aveți cumva, după jumătate de an? Da. După o jumătate de an, gândesc în popșuri? După jumătate de an. Dar pe unde n-a intrat asta într-o jumătate de an? Nu știi că am băgat-o și pe miriște și pe... E de la miriște. Dar sunt multe muște dintre ele, uite. Uite, are și polenă, sunt polenă. Da? Da. Uite aici. Doi bucăți. Mă, așa astea să bagă în cutiile astea, a? Așa m-am balat. Eu nu mă așteptam că mai pornește, când am văzut iarba crescută prin motor. A și treaba, dar nu crește. Iarba a crescut cu treaba aici. Motorul a rămas tot acolo. Tot cu treaba lui. Acum. Ia să vezi. Ia să vezi acum cum trage. Trebuie să mergi pe câmp să-i facem o probă. La asta? Da. Pe câmp? Să vedem cum trage. Pe aia nouă trebuie să o băgăm. Aia chiar că nu mai... Aia merge până la căsuță, merge, da. E, așa, ușor, drumul și-a... Merge, na. Și eu aș vrea să-mi iau un, nu știu, să-mi dați o opinie acolo, să-mi iau un Rolls, sau... sau mai Maybach. Eu zic că merge și Rolls-ul, dacă îți rămâne... Dacă ții Maybach, îți rămâne mic și ții Rolls. Da, Maybach. Eu zic că e elicopter direct, o să nu mai știu. Să avem o bani cu din. Dar ți-ai luat Rolls dacă ai avea bani? Nu. Și eu n-aș da atâția bani, o jumătate de milion. N-aș da nici... Mai mult de un milion n-aș da. De euro. Bine. Astea nu prea aveau mare lucru. Vă mulțumesc să am roverul, roverașul meu, să meargă bine. Au întrebat ceva. Nu merge. Merge, mă, el mi-a scăpat. Bagă niște fum în... Bagă fum de rău. În amortizoare. În habitacul. Da. În habitacul, bagă fum de tine. Deci mie nu vine să crezi ce era pe filtrul ăla de aer. Și zici? Și crezi că astea sunt mai curate? Ia uite. Bă, dar când s-a făcut manhalul ăsta? Ia. Dar... Acum cu filtrele astea zici că se poate să tragă și mai bine, nu? Motorul. Atrag și mai bine sau și mai prost. Da? Da. Adică dacă el a fost obișnuit așa ca să, știi? Ca să tragă prost? Tragă prost, dar când e băgat să-l tot curat, tot alează și ușăște, știi? Nu-i convine. Deci de luță de Marie. A, păi știi ce facem? După ce schimbă Costel, mă, dar ce ai găsit acolo? O grăbiuță? Un șurubel pe acolo, cred. Ia. Ah! Opa! S-a dus. Tot mai jos. Ia. Da, uite, l-ar scutut ceva. A căzut șurubelnița. Deci să o băgăm la căsuță, după aia să vedem cum trazi, știi? Dar cred că mai durează până... Cine? Pe asta? Da.
Ce știu, schimba filtrele? A, mai are de schimbat filtrul de ulei, filtrul de motorină. A, păi mai durează, mai este aici de... de polen. Polen astăzi. Problema că nu dacă am timp să le schimb toate. Măcar uleiul și să nu-i schimb. Ți-am spus că despre ce o notă și trebuie să mă duc să fac cu băiatul. Problema la muncă. Bun, bun uleiul și cu filtrul și cu filtrele astea e perfect. Și după aceea ce mai rămâne de schimbat? Al de motorină. Ăla de motorină, a? Nu, dar e rău că trebuie dat cu tu jos, de desit, pe undeva... E complicat. ...în mașină. Și uleiul schimbează? Da. Așa sper să mă încadrez. Noi ce facem? Mergem? Vrei să mergem la... la căsuță să dăm ulei? Da, mergem să dăm mâncare la animaluți. La animaluți. Sau așa, la pisii, la găini, apă, să vedem ce mai este pe acolo. Și atunci hai să mergem. Lăsăm pe Costel aici. Ha? Hai, hai. Am dat drumul la ulei. Să curgă. Curge ca la robinet. De acum așteptăm să termine, să termine de curs. Punem bușonul, punem filtrul de ulei, punem uleiul nou. O făcut un pic și pe jos. La ce viteză au avut când au curs, mi-au dat și pe aici pe jos. Dar asta e, curățăm după aia. Aici vine filtrul de ulei. Cam așa arată filtrul nou, pus pe suportul lui. I-am schimbat și garnitura de tanșare. Și o să-l băgăm la loc. Prângem filtrul frumos, frumușel, cu un cuplu de 2,5 N. Atât ai nevoie. Ca să nu fie strâns prea tare, după aia nu-l mai poate desface nimeni. Punem bușonul de sub, uleiul și cam atât pe la motor. După aia mai e filtrul de combustibil. E, acum urmează să băgăm uleiul. Uleiul ăsta, avem 8 litri de ulei. 5,40, atât vă spun, nu vă spun marca pentru că nu vreau să fac reclamă niciunui fel de ulei, niciunui unei mărci de ulei. Doar că e 5,30, exact ceea ce trebuie pentru motorul lui. Intră 7,5, avem 8 litri aici, o să rămână cam jumătate de litru. A, ce frumos intră uleiul. Cei care sunt din zona de la noi și au mai luat ulei de la persoana respectivă, sigur o să-și dea seama de la cine ești, ce fel de ulei ai. Pentru că e la butoi de 200 de litri. Și așa îl pune el de obicei în bidoane de astea de apă. Așa că cei din zonă care au luat ulei de la el o să știe sigur despre cine e vorba. E, am terminat și cu uleiul de băgat. O mai rămas cam jumătate de litru, poate un pic mai mult aici. Asta o să rămână pentru completat. Acum punem bușonul, capacul la motor. Îi dăm ok. Și să vedem cum se aude motorul. Să facem și o ultimă verificare la George. Să vedem. Să văd cum să o curățe un pic. E mai greu cu o mână. Să vedem. Înainte de a fi pornită, cam unde e nivelul. Nu știu dacă se observă, dar e un pic mai sus de maxim. Să-i dăm ok, să vedem unde se duce, dacă mai trebuie, mai completăm. Am pornit motorul, l-am lăsat un pic să meargă, acum l-am oprit. Am scos George, am curățat-o, pentru că avea ulei care era barbotat, este George. Și acum să vedem dacă mai trebuie sau nu
completat. E undeva la mijloc, între minim și maxim. Teoretic nu i-ar mai trebui. Lăsăm așa și dacă o să considere el că e nevoie, o să mai completez el. Normal se lasă între minim și maxim. La momentul când se încălzește uleiul se dilată, se duce la maxim. I-am făcut frumos o etichetă cu kilometri care are acum, kilometri când va trebui schimbat. De regulă eu schimb 5.30 la 15.000 de kilometri. Și de acum apă și talpă. Și am plecat la vânătoare, domn să înălțăm. Bă, mai puțin și vin sărbătorile, bă. Da, mai e puțin și vine tăiatul porcului. Și eu mă gândeam oare și să cânt. Am plecat la vânătoare, domn să înălțăm sau să cânt să vâneze căprioare sau ce? Cealaltă colindă. Steaua. Steaua e sus răsare. Atunci cu Dinamo. Dar chiar cu ce echipă ții? Nu, ți-am cu nicio echipă, nu sunt ce-o pistă. Nu? Absolut deloc. Ia să vedem care cu cine ține pe aici, care se uită la noi să ne, să ne spună cine cu cine ține. Ia uite cu mine și atât. Ia uite și... A, uite copiii pe aici ce fac cu mâna. Tu ții cu tine, a? Eu țin cu Craiova. Craiova? Sunt oltean, deci țin cu Craiova. Eu țin cu Universitatea Craiova. Că e clună, că nu e clună. E important e că ai o echipă. Da. Sunt cu aia, cum o cheamă, de care escaladează muntele Venus, cum o cheamă? Laura Andreea. Escalada, bă. Dar ai văzut videoclipul? Nu. Pa, e necenzurat, e... E acolo, acolo e lapte de cuc. E și trebuie. E și trebuie. E lapte de cuc negru. Vorbim prostii pe aici și nu e frumos. Suntem adulți. Suntem adulți, dar... Ne vaccinați? Da? Chiar să vedem. Cine s-a vaccinat până acum? Dintre toți cei care se uită la noi, să vedem dacă cineva s-a vaccinat. Și dacă s-a vaccinat, ce simptome a avut? Că nouă ne e frică. Noi nu știu ce să facem. Cu ce s-o vaccinat? Cu vaccin? Johnson, cu Tera. Cu Johnson's Baby. Cu Ethereum. Cu ce s-o vaccinat? Cu Bitcoin. Bitcoin. Păi nu e până să stă așa de... Ia să vezi că o să fie o grămadă de lume la căsuță pentru că... Nu, credeți câțiva în spate care ne urmărește în rest. Zici tu? Da, da, da. Uite, o mașină în spate care se ține după noi. Se ține și umă, lanț. Se ține lanț. Trebuie să mergem să vedem. Oricum eu am primit câteva mesaje la mine pe Instagram și mă întrebau dacă suntem la căsuță ceva mai devreme. Dăm de mâncare, ne facem ce ne facem de făcut pe acolo și ne întoarcem. Da, a scăpat, nu cred. Pleacă. Nu-i place salamul. Ia și leagul că... Vine că e foame. Dă-i cu minte. Dă-i cu minte, n-auzi. Dă-i cu minte. Apa are. Mâncarea-i dai acum. Trebuie să o luăm la ăsta, să mă duc să... Sașă! Nu sări pe mine. Ce-a făcut? Mamă. Mamă, ce a făcut aici? Uite, o zis o las dată drumul. Pentru asta ar trebui să nu-i mai dau mâncare. Da. Bă, băiatule, ce a făcut aici? Ia uite și poate o iei ăsta negru. Deci, deci la pisică. Da. Deci, ia să vezi cum o prinde. Direct în gură. Dar deci la pisică. Mamă, cum miroase. Stai că mai am unul, îl dau și pe ăsta. Dar dă și la pisic un pic. Îi dau, dar am altceva pentru mânță. Aaa. La pisic îi dau altul. Dar tai un pic, să vedem dacă mănâncă. Da, pisic. Dă-i un pic acolo să... Ia.
Bă, miroase a halva. Ia. Yeah. Brânză de iepuri. De melc. N-as așa. Mamă, cum îl ia. Mai bun. Băi, tot o scos de aici. A scos cearceaful ăla. Trebuie să facem un pic de ordine aici. Hai să facem ordine. Dezastru a făcut aici. Ce sunt aia? Nu știu. Bă, de unde sunt chiloții? Eu mai și știu. Sunt chiloții aia, băi. Chiloți? Ți-ai uitat chiloții aici? Du-te, bă, de aici și niște vreo perde. Sunt chiloți de aia cu perdea. Nu aia sunt de femeie, bă, nu sunt de bărbat. Ha? De femeie. E perdea, bă, nu chiloți. Bă, mă fac să mai caut odată. O scos de aici și niște din sacul ăsta. Păi și în sacul ăla de unde erau chiloți? E perdea, bă. Nu e, bă, perdea, bă. Ce perdea eu găsc? Chiloți, băi. Doamne, iar. Bă, nu știu, cred că sunt chiloți lui Sasha. Dar chiar ce s-a întâmplat? Nu știu, caut aici. Poate nu mai e fată mare, nu mai e. Și-a pus până la pic. Păi și sunt de câine, ce are? Ce unde să... Bă, nu știu, ce mă întrebă, ce te uiți la mine? Am fost eu aici. O, fi venit cineva pe aici, o, și a lăsat... Mai știi ce se întâmplă în oameni? Indispensabil. Mai știi cine... Doamne ferește. Nu poți să stai... Uite-mi camere. Hă? Uite-mi camere. Ne uităm pe camere și vedem mai cui sunt. Mamă. Mamă, cred. Mamă. Miții, dar ce-i dăm la pisic? La pisic îi dăm... Are piscas aici. Are acolo, da. Whiskas, biscas, piscas, miscas. Ia uite. Ia să vezi ce dai eu la... Ia așa că nu știu cum să-l desfac. Dar nu mănâncă de ala. Nu? E conservă. Dar unde e conserva? E pot scot eu acolo. Bă, dar cum, bă? Eu totuși mă... Mă gândesc că... Tu dai tu sau? Te ajut? Da, eu tu dai. Hai, pisi! Ia! Asta e supă? E supă de... De pisic. Dacă o mănâncă pe asta... Treznești. Până de seara nu mare. Vezi, mă. Ce? Hai, văd, stai jos și eu. Hai, dacă n-avea gură să strige. Ia. Vezi, mă? De-aia nu e bine, o să-l lași dată drumul, mă. Face numai dezordine pe aici. Ia uite și bagă, pisii. Pisii, miții, pisii. Uite, mănâncă și cu... Și cu urechile mănâncă. Aș pune asta, dar nu știu cum să o pun, ca să nu... Că dacă vine găinile, o mănâncă tătă, știi? Hai, pisi. Hai. Acolo, mă, învață să mănânce. Ia uite ce bagă. Stau la găinile, mă. Da. S-a făcut ou? De acum. Ia uite, uite acolo. Trebuie strânsă și tu să ne... Ar trebui să le luăm acasă pe astea. E de acasă. Dar și cine le mănâncă? Că mai sunt prin frigider vreo 30. Le pun și grâu? A? Da, dai și o mănâncă. Să dăm ouăle astea așa. A, uite aici, vrei să... Vrei să iei grâu, dar îl iei cu tot cu ouă. Ia. Ce ai, bă, ce bagă? Mă duc să le iau și niște apă, ui. Mă duc să le iau și niște apă. Eu. Le-ai luat? Bă, e păcat de ele, că na. Mă duc să le scot niște apă.
Ce sunt nebune? Sunt nebune să mai intre, o? Pui, 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 pui. Hai. Între timp a venit și o grămadă de vizitatori. Ia uite aici toată lumea. Gata, uite. Tiberiu i-a pus deja la treabă. Mamă, câtă lume a venit. De unde sunt? Hai să luăm la rând așa. Costișa. Din Costișa? A, păi aproape aici. Și tu? Și tu? Și tu? Toți din Costișa? Eu dacă stau la o grămadă, înseamnă că trebuie să zic într-un loc, știi? Eu sunt Suceava, nu sunt din Costișa. Păi și eu dacă stau lângă tine și eu sunt de la București, tu ești de aici? Da. Hai mai departe. Bun, la Hanoncuțe noi toți. De unde? La Hanoncuțe. Păi nu, departe nici la Han. Mergem la restaurant să mâncăm o friptură. E restaurantul vostru? Da, nu e al lor. Restaurantul la Hanoncuțe. Bă, ziceam că mergem să mâncăm acolo și așa, dacă nu ne face cornet. Da, să știi, ar trebui să. Nu? Dăm comandă. Hai să mergem mai departe, întrebăm băieții să vedem de unde sunt. Voi de unde sunteți? De aici. Bă, tot de aici. De unde? La Seliște. Hai, la Seliște. Hai să mergem și mai departe. Voi de unde sunteți? Noi suntem de la Zănești. De aici aproape. A, nu, nu e departe, da. Da. A, da, da. Și voi? Suceava. Suceava, ați venit la Suceava, bun aici? Da. Bun, păi ce să zic, bine ați venit. Rău ați nimerit. Glumesc. O mânca tot doar la... N-are niciun stres. Easy. Ia fii atent, în trecere, ia fii atent care vine mai repede. Bă, dar uite cât suntem aici, o văzați mai așa? Cât suntem aici, dacă am pune fiecare scurăță câte un lemn, câte un lemn. A? Terminăm. Ia ziceți, băieți. E sărbătoare. Cam așa, știi, merge. Merge, dar nu prea merge, știi. Dar nu prea. Mâine? Vezi că niciuna, o jumătate de găleată la câini. La Sasha? La Sasha, dar în cealaltă vighean. Așa, deci fii atent cât suntem. 2, avem 4, bale, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 suntem, nici nu sunt 18 lemne. 17, că n-am voie să fac efort. Păi nu faci efort, decât te uiți. Nu? Fac mâncare. Faci mâncare, gata. În bali. Imediat l-am terminat, mă. Cum se cheamă la tine bali? În vană. Ce e aia? Bali, cum se cheamă la tine? Bali? Bali! Nu știu, mă, ce cad, e. Cad, așa e, cum se cheamă? Aaa... Nu știu. Altfel îi spune tu. Nu mai știu. Ligian. Nu Ligian. Nu zice Ligian. Habar n-am, nu mai știu. Știu ce zici, dar nu știu cum îi zici. Ai uitat. Am uitat, da. Mulțumim frumos. Și rămâne datorul. Hai să trecem la lemne până vă mai odihniți. Rumim, domne, că azi e duminică, deci, na, e zi de post. Zi de relax. Exact. Gândi la o idee, dacă suntem așa de mulți aici, acum măcar mierile este, dacă ne-a ajutat să le strângem. Nu-i rău. Că, cu siguranță mă pune Cornel pe aceea și am să stau vreo două ori. Dacă suntem mulți, imediat, o greblă, pac-pac, da, multe mieri. Le luăm și le... Haideți, că vă ajută. Putem să-l și scuturăm un pic, bă, că tot să le strângem toate, dacă toți uite și tu că suntem aici, suntem 10 inci, tu îți dai seama fiecare dacă strânge câte o mână. Nu? Care are apucături de maimuță? Ia. Asta e greu? Hai, mă, băieți, bă, că imediat dacă dai, te urci puțin în el și scuturi, gata, să umple trei roabe. Hai, mă. Băi, poate și-a rupt și o coastă ceva. Ha? Dar măcar astea este jos. Astea este jos, lasă-i ca așa le. Ia, bă, Tiberiule, ia dai două picioare. Dacă dai două picioare, cap toate, mă. A, două scare, bună. Mamă, dacă te sunt, mă, băiatule. Bă, și e păcat, ne, mă, tu și ce palincă faci din astea? Da, mamă. Ia, mă, ia. Da. Angri, ia să-i băgăm două picioare. Auzi, bă, nu? Sunt chitai că o să-mi fac o feștanie, că am făcut pacat azi. Ce ai făcut? Bă, dar chiar, mă, duminica chiar nu se... Ia! Ia, urcă-te tu mai sus acolo, că dacă te-ai urcat și... Imediat ca toate cad. Hai, că am putrit, că nu... Nu, dar nu se rupe, ce-i? Ia uite! Imediat cad. Mai să nu cadă mie în cap. Ia uite ce e aici.
Bă, băiatule. Cui a căzut mămărul în cap? Lui Newton sau cui? Asta a mers la fel, că-s bun, itar. Lui Pluto. Lui Pluto? Mă, păi aici aici umplem... Acolo, din stânga. Da, bebe, să nu cazi acolo, să-ți rupi un... Bă, dar ar trebui lăsate și lini. Bă, lasă-l mă, să urce, mă, sus. Ești... acolo. Dar să nu cazi de acolo. Dați-vă de acolo, că vă... Mamă! Urcă-te mai sus, mai sus. Hai. Așa, domne, acum că noi, da... Ia! Mamă! Mamă! Acum ca unul. Dar chiar vor fi bune? Sunt acre, ia? Ia uite și tu ce cad acolo. Mm. Așa, uite. Aia e. Așa, fratele nostru, ne-ai scutit de o muncă. Ia uite și tu ce cade. Plouă cu mereu. Dacă mai poți să mai dai și mai e vreo una, pe asta. Dacă poți să-i dai și pe asta. Aaaa! Aia este. Cam atât. Am scăpat de gura lui Cornel. Ia. Aia da. Hai, biberul de colegi din urmă caliare. Da? Da, dar nu mai cad câte... Auzi, știu câte erau. Nu știu cât de greu să iei din iarba asta. Uite eu, dacă aveam un cazan, imediat le băgam la cazan, făceam niște țuică, palincă. Băi, spuneți mâna, lăsați un mârfiu, mă. Ha? Da, sar de acolo. Bă, mai era ceva pe acolo, uitați-mă și ia. Da, ia să vezi fiecare. Hai că mă duc eu să mă uit o greblă. Dacă tot, nu-i frumos că e duminică, dar dacă tot, să nu-i ziceți lui Cornel nimica, că dacă ziceți lui Cornel, iar ne... Iar începe să urde la noi. Dar nu mai e nicio greblă, nu? Uite-te și tu câtă lume aici. Deci... Deci nu... Cum se cheamă femeia care a născut? Meduză, nu? Meduză, nu? Vă zic că duminica să faci treaba la căsă, știi? Zic că asta e treaba de femeie meduză. Meduză? Ce ai? Hai să umple o roabă, mă! Că voi! Cred că merge și iarba asta la rază, nu? Da, îi dă esență de... De iarbă! Iarbă tare! Dacă vă doreați voi vreodată să faceți treabă la căsuță, uite! Da, păi până atunci fierb. Da, duminică veniți cu zahăr, știi? Da, da, bă, ușor, ușor. Ușor, ușor nu prea se cunoaște. E iarba mare, dacă... Păi noi nu o cosim, dăm drumul la rație. Dacă e trecut de 12, nu se mai pune. Se consideră luni. Și cu lemnele astea ce faci? Le dăm la găini? Dăm la... Ce-ar fi eu să luăm doi porci aici? Doi porcei. Erau buni. Păi amănânc orice. Poate mă satur eu din mâncare. Păi zi. Zi. La tiberul era că-i mănâncă mâncarea porcii. Nu mai vine mănâncă iarba din ele. Da, pe cred că de cât iarba mănâncă, că merele... Că costește ei să iau. Merele astea nu le mănâncă, că le rămân în urechi. Tiberiu, bă. Tiberiu. A, Tiberiule, îți mănâncă merele. Bă, dar ce e pe aici, bă, frate? Păduri. Ce vorbești, bă, aproape s-a umplut o roabă. Cu iarbă. Cu iarbă, da. Dacă puneam 3 kg de zahăr pe merele astea, imediat. Făceam o țuică bună. Imediat.
Bă, da, câte... Da, câte sunt, mă. Astea ar trebui să mă duc să le iau, să le arunc și după aia să mai, să mai vin o dată, da. Mă duc și le... Le luam seama? Dacă ai porci acasă, le poți lua. Serios, dacă vrei să le luați, puteți să le luați, mă. Vrea cineva să le ia? Vreți să luați lemnele astea acasă? Care are porc? Dacă aveți porci, puteți... Porci avem, mă, să nu... Păi și dacă ai porci, poți să le iei un sac și le iei toate. Că porcii mănâncă. Păcat de ele. E păcat de ele, da. Vreți să le luați careva? Eu la mine n-am porci. N-ai, a? Da? Poți să le dai la câine. Le dai la găini, că avem noi mănâncă. Ca scăpe de ele, le dă de cap, nu. Cred că strângem vreo 3 roabe. Da, da. Să le aruncăm pe astea și imediat vin. Ia uite. Bă, și mie bine să facem nimic. Ișau un rachiu. Hai să te ajut la poartă. Când ți-am să-l sun pe taică, să ne fac o... Să le afume puțin. Eu am crezut că zici de treabă. A? Eu credeam că zici de treabă, că nu-ți faci treaba azi. A, că te vedea legare. Da. Ia uși vitezari. Dacă te-ar prinde Cornel o zi la căsuță... Usucă. Da. Le-ai spus pițând câteva roabe. Ies, ies, două, trei roabe ies, vreo trei. E, așa tot să faci treabă. Bă, dacă eram vreo, cât suntem? 2, 4, 6, 7. Nu, dar ăștia care suntem aici, dacă eram de la început, știi cum era, într-o lună era gata căsuța. Păi da, mă, uite. Nici mere în copac nu era. Dă-mă anunț acum, poate vrea cineva să vină să ne ajute la lemnele alea. Bă, dacă chem lumea să stea aici să mănânci și vine, dar dacă chem la treabă nu vine nimic, niciun. Dar să fie carne bună, nu? Să vină cu mâncare, mă. Să fie vreo 4 rați. Și am mâncat mâncare. După container acolo, pe căbănuță. Dar uite, cine zicea lumea, atât de nesimțită ați mâncat mâncarea omului. A, oh, că el nu mi-a adus-o da, pentru noi. Tu, dar nu ca să mâncat aici. Dacă păi da. Trei, veniți cu mâncare și băuturi de casă. A, da? Tarbama. Ies direct din pământ așa. Izvorăți din iarbă. Eu nu văd. A, uite, și zici că nu se mai termină. Așa trebuia întâi dat cu coasa. Și după aceea e strânsă, că le strângeai mult mai bine. Mai trebuie să mai lăsăm să mai și crească, poate mai crește vreun măr. Crește, crește. Lupata, dar trebuie o lupată. Bă, și e păcat de le mâncat porci, mâncau de, de rupeau porcile. Dai seama cu garnitură de iarbă? Da. De gazon? Gazon umbră. Dacă mâncau porci gazonul ăsta, învățau fotbal toți. Învățau fotbal. A. Cine le are, le are, uite, vezi, se cunoaște. Să mai vii. Mai era o grădă, trage și pisele de la rivale. La unii grădă, vezi, tempul. Aude, Tiberiule, ar trebui să întrebăm din băieții ăștia care să pricepe mai bine la făcut mâncare. Mami. Păi dacă... Am o tocăniță cu mere. Da? Da. Și cu gazon. Tot. Dai un pic de sare și e gata. Bă, dar zici că nu se mai termină. Că uite... Nu mai strângi, gata. V-ați plicisat, a? Bă, lasă-o să strângă, bă, că tot pe noi cade capra. Ai văzut? Mai vrem să facem un bine? A? Dar tu nu știi vorba aia. Eu n-am auzit. Bă, dacă mă duceam la București, eu luam lemnele. Bă, ce am cu lemnele, mă? Luam merele astea la București, mă. Nu capra aia, toată iarna. Am luam doi purcei, îi închideam în baie. Canguru, s-o și-a spus la Cornel. Bă, dar chiar, mă, dar nu mai merge acum de canguri, că se răcește vremea. În primăvară ce am să luam doi canguri. Dar mie că sar gardul pe aici, mă. Coadă, dar aia ce mănâncă? Da, mă, de
De melc. Meri. Înseamnă de mere. Aici bagi un sac de zahăr. Ca să scoți ceva țuică. La mână, cumpăram 50 de kg de zahăr. Păi veniți duminica viitoare cu câte un kilogram de zahăr fiecare. Cum mai gine putrezește până... Fierb! Nu putrezește, fierb! Fermentează! Eu nu înseamnă că putrezesc. Da. O lăsați un pic așa ca să se așeze cum trebuie aici și peste un an, adică la anul, veniți și beți. Da, mai gata! E gata! Veniți după țuică, dar veniți și cu 2 kg la mod. Da, și cu mâncare. Așa nu poți să bei țuică. Păi, nu prea poți să bei țuică dacă nu mănânci, nu? Păi, o rață, o găină, un cocoș. Da, cum să nu? Cornel, ca... Chiar așa, o, Tiberiule, când nu e Cornel aici, o luă să tingi o rață. Dar mâni zic. Ha? Mânii zic, 2 ori trebuie să stau. Nu-i lor recunosc cât ați acum aici cu portocanul ăsta. Nu-i lor recunosc cât ați acum aici cu portocanul ăsta. 2 ori trebuie să stau neapărat, că azi am făcut treaba. Ăsta-i pui de la căsuț. A luat după gust. Dacă e după Cornel, uite, o să te iei brața aia de acolo. Dacă avem una și gata. Gata, o duc? Da, da. Asta da. Păi să vadă că muncim, nu? Abonați-o făcut treaba. Nu, e sprâng. Acrojită la video. Să nu, păi dar cred că ea și trimite filmarea lui Cornel și... Asta faceți, adică bun. Deci, bă, fraților, să nu trimiteți, să le spunem. De-a naibii trimite. Dar dacă le zic, de-aia trimit. Da. Trimiteți-i toată filmarea. Tot video, trimiteți-i. Dați-i share. Dați share. Trimiteți-i toți lui Cornel pe privat. Trimiteți-i pe Facebook, pe unde vreți voi. Ce ești ăsta? 3? Roabe? Nu mai vine. Păi așa a fost să fie, așa s-a nimerit. Adică e prima oară în... Când facem asta, n-am. Niciodată n-am. Mai ales duminica. A fost cadă pe voi doi? Dar v-am ajutat și noi. Da. Uite. La coada la greblă de când stai în ea. Păi dar nu am greblat aici partea asta de la deal. Eu am terminat bateria la... Telefon? Hai că e ultima, gata, nu mai e mult. Mai puțin și gata. Gata, uite, mai dăm pe cineva acolo. Drum. Dansez prin ele. Ia uite ce e aici. Bă, dar... Ia uite și tu ce cresc aici, băi. Păi nu le mai scoate, băi. Lasă-ți-le acolo. Până mâini scoți. Că și pe astea dăm iarbă peste ele să nu se mai vadă. Oricum e iarbă, da. Nu, am vrut acolo, știi, acolo în față, să nu mai calcai piele și popniu, știi? Hai, mai dai și aici un pic cu grebla? Nu, măi, gata. Nu, mai lasă-le gata, acolo. Gata, mă, lasă-le. Lasă-le pe alea, nu mai. Păi dacă mă apuc, mai scot două roabe. Dar serios? Bă, hai o să-l mai scutrum un pic, bă, că toți nu, sunt băieții. Nu, și lasă-vă. Toți sunt băieții ăștia aici. Da. A? Așa. Hai, Andrei, sus. Hai, Andrei. Nu mai vor. Gata, bă, băieți. Grebli la loc. Du-o de acolo, la deal. Mai sunt acolo. Lasă-mă, poate mai ies frumierișor la primăvară de acolo. Bă, hai, hai, bă, să le luăm acasă și facem cidru. Da, bă. Nu? Cidru. Eu așa zic, serios. Gata, bă, ce-a fost greu a trecut. Cidru. Pa, băieți, am plecat. Da, mulțumim că ne-ați ajutat. Mulțumim, domnul Tiberiu. Îți mulțumim mult. Fără voi, făceam 2 zile la merele alea, nu? Deci, na. În drept răsplată vă dau câte o pupă la fiecare. Nu mai speria, bă, băieții. Sau o sticlă de aghiazmă. Sau cred că e cel mai bine. Nu e bun la sofie. O aghiazmă tare. Aghiazmă. Aghiazmă tare. Ce e, cred că are? Ce e aghiazmă? Nu, una o dau, dar suntem, ia. Ia. Scoate aghiazmă. Băi, care-o furat-o? Furat aghiazmă, băi. Te ajut să o caut? Cornel a luat-o, băi. Cornel, care-i șofer? Niciunul. Aolea, cum este...
cum este vișinat aia. Mamă. Aia chiar e bună. Serios. Deci aia chiar e... Bă, aia chiar e bună. Aia am pus-o deoparte pentru noi. Care noi toți. Nu pentru mine și... Noi toți. Deci tu știi cât de bună este? Ia gust. Vrei să guști? 7 lei. 7 lei. Par mai aveam ceva mărunt. Oh, chiar e... E ce trebuie. Uite-te și tu numai... A singur? Nu, că vreau și eu. Eu nu-ți șofer. Care? Voi tu ce faci? Dă-o la oameni tăi. Da, dă-o la oameni, mă. Nu-i tot om. Eu nu sunt om. Mamă, să o iau toată, mă? Da, normal. Hai că eu pun și dai la care știi. Băi, chiar e bună, mă. Am scapat, uite, mai rămâne și nouă. Știi șurde? Da. Și conduci. Mașină. Are pilot automat, mă. Vreți? A voi n-ați muncit. Voi n-ați muncit. Ia, ia zi Andrei, nu? Da, cum e? E super bună. Bă. Hai băiete. Hai mă băieți, nu fiți nimeni. Eu nu biu. Hai mă, ia și gustă mă, ești. 7 lei. O, chiar e ce trebuie. Hai mai pun unul. Hai mai iau unul. Să stic la toate. Na, mai n-au gust. Hai mai iau unul. Hai mă, vrei să guști? Nu mai, ia și gustă mă. La Mihai ești. Super bună, dar nu, gata. Ha? Chiar fi bună. Hai mă, ce, de la Răducu asta. De cireșa așa mare, deși. Da, da. De la mere. Ți-ai dat seama, nu? Gădă și, te și lui, tu nu... Nu, eu conduc. Păi n-am unul, nu se... Uite când trebuie mă. Da. Hai mă, băiezui. Hai mă, ia lui. Dă mă, ia. Dă mă, bă, e bună rău de tot ce ai. 7 lei. De ce ești? Ia, cum e? Nu vrei? Ha? Bun. E ce ești trebuie, mă. Vrei? Să guști? Doar nu conduc. Hai mă, băieți, vă luați și voi. Ia unul. Ia, pune mă unul, mă, că... Doar că face calcul, ajunge undeva la vreo 200 de lei. Băi, e bun. Hai, dacă nu, hai, mai pun să-i unul. Nu mai beau. Hai, gata, îl duc înapoi. Du-te și dur. Dar eu îmi crezi că ne-o dai la pachet, acum ce faci? Hai, mă, luați-o. Dă-i, dă-i lui Andrei, dă-i lui Andrei, că Andrei, el e Andrei, nu? Nu, eu, nu, nu, nu vreau, mă, pun acolo. Duminica viitoare. Deci, fraților, duminica viitoare, cine... Așa scrie aici? 7 lei 5 să scriu. Știa, e de la Mihești asta. Duminica viitoare cine vine la Căstuță, avem aici o baghiazmă, o... Nu mai ai că s-o terminat. A, mai este. Nu, e ceva năpârcă aici, nu știu. Pare închis albastru, negru. Băi, ce bine arată, ia-o acasă. Eu am luat un pahar, deja... Mă simt amețit. Nu lăsa aici. Nu, nu lăsa aici cu ea. Ia, ui, ia, pune acolo, ia, ținu. Eu acasă. A, așa, da. E duminică, azi avem și noi voie. Gata. Cornel nu-i lăsați nimic, a? Nu, Cornel nu bea, că are probleme cu plămânii. Hai, că am luat o ulei. O, ulei, le punem în tigaie și le dăm cu ulei de ăsta? Fac o, de asta, cum se cheamă. Cu omletă. Supă de ouă. Supă de ouă, da. Lapte de cuc. Cu lapte de cuc, da. Bă, băieți, mulțumim mult de tot. Mai glumă, mai serios, mulțumim mult. Și noi vă mai așteptăm. Vă așteptăm cu drag, cum să nu. Mâine, care vine la lemne? La cules mere. Nu mă, dar la lemne, ia să vedem câte lemne sunt. Le tăiem la foc sau? Sunt, nu, trebuie să luăm coaja de pe ele. Păi da, mai sunt câte căruțe mai sunt la... Asta am fost prima oară, luam câte unul de ăsta. Păi da, vă dăm dacă vreți, că uite, noi putem să vă lăsăm aici să... Ai, luăm la Suceava și după aia le aducem înapoi, cu copii. Și lăcuite dacă... Deci câte sunt, ia? Vă dați multe, o. Nu mai număr. Nu mai număr, că nu știu. De-aia le și spun în comentarii. Bă, fraților, mai mă înjurați că nu știu să citesc. Mergem, da? Da. Bă, mulțumim încă o dată. Și să vă uitați la vlog mâine seară. Gata, vă salutăm. Mersi mult de tot. Am terminat. Și le mulțumim băieților pe această cale. Le-am mulțumit și direct, le mulțumim și indirect. Ne ducem pentru că este duminică. Dar chiar noi ce facem și noi azi? Ha? Nu știu. Mergem și noi, ieșim și noi pe undeva să mâncăm. Că tot e duminică. Uite, știi ce? Au băgat mașina asta aici de... Bă, dar de ce o ții așa? Cum? O ține pe o râlă. Cum adică pe o râlă? Pe o râlă. Râlă? Da. Ce?
Așa. Mergem să vedem dacă cred că a terminat cu asta. Da, cu siguranță. A terminat de mult. Ia să vezi acum cum trage, cum merge. Ne vedem acasă. Mai ai ceva de spus? Mai vrei să vezi cum urcă mașina pe aici? Pune-o pe aici. E dealul acela. Bă, lasă-o că ne răsturnă, ui. Zici? Lasă-o, ui. Și mașina. Ia, stai că mai vine cineva, mai vine mașina aici. Bă, dar nu, bă, ne răsturnăm aici, ui. Bă, băiatule, ui. Ia uite și tu, ia uite și tu, ne-a rămas, zici. Doamne ferește. Apără și păzește. Apără și păzește. S-au speriat oamenii ăștia care vin în vizită la căsuță. Ai văzut? Ce? Cum am urcat? Am văzut, dar nu mai cobor pe aici. Ia uite, uite ce mașină. Uite, mașină după mașină. 2, 3, 4, bă, dar câte sunt? Băi, ceva ca la nuntă. Ia uite și tu. 5. Deci, fraților, asta este decât o repriză așa de la căsuță de aici. Ia uite așa, băi. Urcă pe aici. Băi, ne răsturnăm pe aici, băi. Hai, da, băi, ne răsturnăm. Băi, e prea abrupt, băi, Tiberiule, băi, mâncați-ași gura. Băi, ne răsturnăm aici, băi. Băi, dar chiar că aici e abrupt. Băi! Mă. Ia uite și tău, că asta merge așa la relant. Ia uite, nici n-o să înțeleg. Hai, bujor! Hai, bujor! Ii-ha. Ia uite, frumos, am ajuns la drum. Tu. Pe unul bagi. Uite, pentru cine nu știe, mașina asta are două schimbătoare. Două. Una s-o dai la mic, la mare. Una o dai la mic, alta o dai la mare. Hai că de când zicem că ne vedem acasă, n-am mai ajuns acasă. Acum ajungem. Ajungem imediat. Urmă, Pantilean! Să rămână! Trebuia să ne mai oprim și pe alea, să vedem ce mai face, ce mai... Văd cum mieță. Mamă, dar la iarnă chiar o să-și fie greu aici, mă. Dar nu suntem noi aici. Are nevoie de ceva. A dus și sfântăm drumul. Facem și ei pentru lume. Gata, ne vedem acasă! Hai, și-am ajuns și-a... Bă, dar mașina unde e, mă? Ha? E ca noi. O, făcut-o și-o, suteam și-o să plimbi cu ea, cred. Oare? Da. Ia-o și tu. Hai da, să-o... cred că cu siguranță. Să-l sună? Să-l sună eu, acolo sună. Ia sună și întreabă. Bă, dar unde e mașina? Că văd că nu e în garaj. Care mașină? BMW-ul, care? Bă, am vândut-o. M-a sunat unul, m-a zis că dă banul pe ea și am vândut-o. Cu schimbul făcut, cu tot schimbat, cu filtre, cu tot. Nu, chiar serios. Da, am vândut-o. Te-ai dus să te plimbi cu ea? Că n-am avut cu ce să vin. Mi-a să luat bateria pe mașina mea. L-a spus-o pe cealaltă. Aha. Și pot să trag acolo în față. Nu mai am să descui capota. Iau bateria înapoi. Și m-am grăbit, o trebuie să vin acasă și am luat așa lui Ionuț. Acum dacă s-a supărat pe mine, asta e. Aia, dar cum să mă supăr pe tine, ce-ai? Hai că dăm noi bateria jos și vedem cum faci. Nu, dă bateria, vezi că ai bidonul și-al de benzină, spui niște benzină acolo la mine. Bun, bun, bun. Hai. Hai că venim la tine atunci. Bun, atunci. Bun. Mergem să scoatem bateria de pe aia? Da. Dar ia levier ceva, mă, ca să... Dar o tai sau o desfaci? Vrei să o tai sau să o desfaci? Dar ce faci cu toporul ăla? Păi să văd dacă nu merge. Te bagă levierul, mă, nu bagi toporul, că o faci praf. Faci. Dar cum să o strici de tot, că mai merge? Lasă, lasă, să mai... Să mai ploaie pe afară ca să putem să intrăm prin mărți. Las-o, bă! Bă, ce ai o cu ea, bă? Ia uite și tu. Cum nu vrea să iasă? Hai, când dui tot de tot, dui. Bă, nu așa o cu o rup de tot, dui. Mai eu nu vreau să o rup. Păi mai faci treabă cu ea, bă. Ars, și uite și aici, bă. E, vezi. Ia. Hai că nu știu unde are ăla. Dacă nu tragi tu de acolo. Aha, ho-ho. Merge? Dar dai cu toporul așa de jos în sus. Nu știu cum se dau.
Deci unul trage, tu trage de butonul ăla. Ia, stai așa. De acolo. Stai așa că sunt ursicile alea nenorocite. Ia. E trag. Hai. Gata, ui. Era o chestie, zicea la un papagal aici. Unde-i? Dar ce vrei, să scoți alea? Aha. Dar ce, cu mâna nu iasă? Și asta a ieșit. Și asta. Mai trebuie papagal? Ha? Ce facem, o lăsăm? Eu nu mă închid. O lași doar așa. Uh-huh. Gata. Hai să mergem la Costel. Hai că trebuie să-i băgăm și benzină la asta. Da. Oh. Mamă, ce presiune a făcut. Șor. Gata? Da, suflă în el. Au, ce curge. Sium. Se va umple imediat. Dar vezi că uite face dintre aia. Acum curge, curge. Gata. Gata. Și cu benzina. Păi atunci mă duc să-i duc mașina, nu? Bă, da. Mai merg eu? Păi, de ce mai mergi? Nu mai merg. Pe zile ăsta zile lăsc eu a lui. Poate o să mai aibă nevoie de furtun. Na, păi atunci ne vedem după. Hai. V-am pupat. Gata, fraților, am făcut schimb și de mașini, de fapt, schimb de mașini. M-am făcut schimb de mașini. Vreau să închid eu geamul ăsta, păi ce gândi, nu știu cum. Ăsta e de aici. Ăsta e nu știu ce. Mamă, bine, îmi vine fric pe geamul din spate. N-am mai mers cu roverul ăsta de o grămadă de timp. Ăsta e de aici. O, da, de unde e ăla, mă? Ăsta e alarmă. Doamne, ce pornesc pe aici. Ăsta sușile. Da, nu știu. Lăsa-mă așa deschis că nu mă pricep. Ne vedem la Costel, să vedem ce a făcut la mașină acolo. Pentru că a schimbat uleiul, a schimbat filtre, a schimbat tot. Este altă viață acum. Ia să vedem cum va merge. Cum va mergea. Bă, fraților, dacă v-a plăcut vlogul de azi, a fost un vlog mai pe ușurica, pentru că știți și voi, a fost duminică. Am zis să vă mai arătăm așa o mică parte cam ce facem duminica pe aici. Așa că dacă apreciați minimul efort de a sta și a filma pentru voi chiar și fiind duminică, știu că mulți o să zică, domne, că de ce ați filmat azi, că nu e bine, că nu știu ce. Am făcut-o pentru voi, din respect pentru voi, așa că dacă apreciați, lăsați și voi aici un like, un comentariu. Și așa ca de sfârșit de vlog până a ajunge la Costel, dați-mi o părere, dați-mi GLE sau BMW. Nu știu, ultimul model de la GLE este prea scump ce vreau eu, este vreo 135.000, 140.000. Varianta care îmi place. Că mai este și o variantă pe la 90, 100.000, dar nu-mi place aia. Îmi place mai mult modelul vechi de la GLE. Așa că lăsați-mi părerea voastră, ce mașină v-ați luat voi până într-o 100.000 de euro, maxim 100.000 de euro. Chiar sunt curios să văd părerile voastre. O să fie mulți care o să zică, dom'le, dar de ce eu sunt, și să fie SUV, să fie Jeep. Eu m-am obișnuit cu mașinile SUV și nu mai pot să mai iau altceva. Am pe alea două, am trei și cu Opel-ul ăla. Și când mă duc pe la pescuit sau unde mă duc cu ele, mi se pare total pe dos. Așa că chiar sunt curios. Lăsați-mi în comentarii jos aici. Voi ce mașină v-ați luat cu 100.000 de euro? Așa că hai să vedem
să vedem ce a făcut Costel la mașină și să lăsăm vorba la o parte. Ei bine, fraților, am ajuns și la Costel. Ia să vedem cam ce a făcut el la mașină până acum. Mașină. Nu? Dai noroc cu mine? Ce ai făcut? Încrinat? Te salut! Am terminat în afară de filtrul de motorină, ăla n-am avut timp să-l schimb. Mersi mult! Acum era limitat. Acum să-mi zici cât mă costă, cât. Ușor, ușor, ușor să nu cazi. Ei, ia spune! Mașina aia nu e piuțit. Nu e a mea, nu? Mașina ta e de piuțat. Dar vrei să-ți o dau pe aia și să-mi o dai pe asta? Nu. Nu vrei? Nu vrei. Nu-ți place BMW-ul. Nu-ți place BMW-ul. Asta e pentru tine. E pentru mine, nu? Da. Domnul Costel, mersi mult de tot. Deci zici că n-ai schimbat decât... ulei cu filtrul de aer, filtrul de motorină, de ulei. Deci mai e ăla de motorină, nu? Da, mai e ăla de motorină. Se simte? Merge altfel sau? Asta tu o simți. Tu ai mers cu ea. Mersi, mersi mult de tot. Mai bine. Mersi. Așa, domne, mi-am recuperat și mașina. Ia să vedem dacă se va cunoaște ceva, vreo diferență, vreo chestie, vreo treabă. Așa, altă treabă. Ia. Ha? Ia. Băi, dar chiar, uite, apropo de asta, că dacă tot sunt și fac vlog, ziceți-mi și mie, cum scap de chestia asta? Mi-a apărut o prostie de aia de la frâna de mână. Am dat în gură la mașină și după care am pus frâna de mână și mi-au rămas bălea blocate. Ce naiba trebuie să iau să-i fac ca să nu mai mi apară eroarea în bord? Îmi lăsați aici în comentarii că chiar nu știu. Și Costel tot la fel, îmi zicea că trebuie să umble pe la mecanismul ăla de electric. Dacă îl iau și dacă îl șterg din cum se numește, din tester, șterg eroarea aia, îmi dispare becul. Dar după o perioadă mi-apare iar, adică după câteva ore mi-apare iar. Dacă știe cineva și e cineva care se pricepe la mașini, să vezi că și mie aici în comentarii. În fine. Bă, fraților, cam ăsta a fost vlogul de duminică. Dacă v-a plăcut și dacă v-ați uitat până aici, eu mă înclin în fața voastră, pentru că fără voi nu am existat niciunii. Vă mulțumesc pentru că de fiecare dată sunteți aici și sunteți în număr din ce în ce mai mare și dacă vă place, dacă nu vă place ce asta, lăsați acolo, că na, până la urmă, eu nu, că mai sunt unii care îmi jură, sunt unii care nu le place fața mea, e normal să nu poți să placi pe toată lumea, e normal să fii diferit, e normal ca pur și simplu să nu-ți placă fața cuiva, chiar dacă nu v-am greșit, adică consider chiar că n-am greșit nimănui, da? Asta este părerile unora, na, e treaba lor, eu le respect, îi iubesc și pe aia care nu mă plac, niciodată nu pot să fii pe placul tuturor. Dacă v-a plăcut vlogul ăsta, nu uitați să lăsați aici un comentariu, să lăsați un like, vă pup, vă iubesc pe toți, aveți grijă de voi și cu siguranță o să fie vloguri din ce în ce mai tari. Vă pup!